On sam o 145, David cântașul odată Domnul astfel. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Adică Dumnezeu e mare de ne umple privirea, dar e mai mare de atâta, dar nu vedem noi numai atâta. Mărimea Lui este nepătrunsă. Dacă e așa, scrie în versetul următor, fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească ispravele tale cele mari. Amin. Amin. Și asta îmi revine mie mea această seară. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și dumneavoastră tuturor și vom cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta și eu voi povesti mărimea ta. Amin. Amin. Dragii mei, prin harul Domnului am ajuns la dumneavoastră împreună cu soția și asta pentru noi e mare har și îndoarea Domnului că în mod deosebit ei, Domnul i-a lungit zilele și suntem împreună în această seară. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Când în urmă cu mai bine de 2 ani am adus-o la chimioterapie și radioterapie în Austria, dar asta n-a rezolvat problema că după acestea tumoare recidivase, mi-amintesc că m-am întors acasă și parcă nu îmi găseam locul nicăieri în casă. Am încercat să adorm și nu puteam, m-am mai rugat și am zis, Doamne, dă-mi un verset din Biblie, era noapte târziu, spune-mi ceva, ce-o fi în situația asta. Și am zis, și-am revenit în minte versetele 19 și 20 și s-a deschis Biblia la Psalmul 107, citesc. Atunci în strântorilor au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor, a trimit cuvântul Său, i-a tămăduit și a scăpat de groapă. Mărit să fie Domnul! De zeci de ori, dacă nu de sute de ori în ăștia aproape 3 ani, i-am amintit Domnului versetele astea. Doamne, astea mi le-ai spus și mă țin de ele. Și odată când le-am spus Domnului, mi-a zis, tu vrei să împlinesc astea, dar tu împlinești următoarele două. Mă recitesc asta. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunul Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumire. Și bine ați făcut că ați luat hotărâri zilele astea să stați înaintea Domnului cu mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Asta cum am făcut-o la rugăciune, dacă cineva nu ne-a înțeles de ce strigăm, de ce lăudăm pe Domnul, avem motive mari, mărit să fie Domnul. Dar înainte de a continua cu ce m-a spus că e tema noastră și se leagă de asta, așa îmi place mie mai întâi să încep servirea cu copiii. Vă spun ceva repede, că ne grăbim mai târziu, nu stăm până la 10. Vă place uleiul de măsline sau măslinele vă plac? Uite, vă spun în seara asta trei lucruri și voi țineți minte că sunteți cu minte agere, trei lucruri despre măsline, despre măsline. Mai întâi Psalmul 128. Citesc versetul 3, partea a doua. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Și m-am bucurat că sunt copii în adunare, asta înseamnă că i-ați adus de acasă, nu știu, nu sunt fiați. Să ai dumneavoastră, fi vreo excepție numai. Înseamnă că acasă aveți măslin la masă. Și tare frumos îi vezi împreună, bucurați-vă de ei până sunt mici. Anoștia au crescut, cei 8 au zburat, parcă pe nesimțite nu aveam ce să facem cu oalele mari, că dacă a rămas numai 2-3, mi-aminteam de cum erau toți la masă, cum dimineața făceam așa un chiar de sandwich-uri ca să trimitem la școală, în jurul mesei. Și voi, copii, bucurați-vă dacă aveți tată, dacă aveți mamă, că nu-i război și aveți ce să mâncați, puteți sta la masă, da? Aveți casă, uitați. Când stați la masă așa să fiți ca și lăstarii ăștia de măslin frumoși, o stă acolo și părinții cu dragă servesc.
o cântare și mama ne-a chemat pe toți în casă, știți voi, da? Că se făcuse seară, copii, masa este întins. În al doilea rând, vă citesc din Romani, capitolul 11, scrie de la versetul 17. Deci, pe la jumătatea versetului apare expresie măslin sălbatic. Cine ăsta crescut prin pădure, nu pe aici, mai pe la zonele mai calde. Și scrie tot aici în versetul 24, măslin bun. Acum întrebarea, voi ce măslin sunteți, sălbatic sau bun? Din măslinul bun se face un de lemn, bune măslinile. Din ce sălbatic știți ce se poate face? Credeți că s-a făcut ceva din măslin sălbatic, ușile de la templu. Și le-a spus la noi la adunare că cei care nu s-au altoit și nu s-au născut din nou, îți bun numai la construcții să folosim, că noi suntem o renovare. Dar la slujbe nu poți, numai dacă e un de lemn de măsline, ca să faci, să le pui în sfeșnic. Și când o să curgă așa un de lemn, că sfeșnicul nu arde de la sine, cum au zis evreii la sărbătoarea Hanuca, atunci în vremea lui Antiohie Epifanos, că n-au avut un de lemn și o arde de la sine, că asta a fost o minune. Dar în adunare nu arde sfeșnicul numai decât, așa cum scrie în Zaharia, sunt acolo lăstari și ramuri. Smochie care să se, măsline care să zdrobească, să curgă un de lemn. Care-i sălbatul? Dacă sfete se mai ceartă, dacă-s băieți mai se împing, mai se vede ce curge de acolo. M-am uitat așa la voi la rugăciune să văd, picură ceva strop de un de lemn, așa. Din măslinul sălbatic nu picură un strop, nu te poate deschide gura la rugăciune. Trebuie altoit. Am văzut eu într-o adunare așa mai îngustă, dar era lungă, așa ca oasă, odată într-o iarnă la Revelion. Frații aveau, se uitau la ceas, la ora 12, trebuia dat un îndemn să trecem cu rugăciune dintr-un an într-alt. Dar copiii a venit peste ei harul lui Dumnezeu, au început să plângă, să se roage cu mâinile pe sus. Și părinții s-au oprit, dar când au văzut pe ei, au trecut peste tradiție, nu mai dat nimeni îndemn, au rămas cu îndemnul din rugăciunea, din imaginea o copiii. Așa frumos era! Scrie în Biblie că și într-o vreme copiii strigau Osana! Lăudat să fie Domnul, aleluia, și binecuvântată să fie împărăția care vine. Așa e cu măslinii care zbun, dau un de lemn, mărit să fie Domnul. Amin. Și încă ceva scurt și am încheiat, vă citesc din Judecător la capitolul 9, spune Scriptura că n-au mai avut copaci din pădure împărat. Și citesc prima propunere la cine să o facă, la măslin. Versetul 8. Împărățește peste noi, dar măslinul a răspuns. Să împărăsesc eu un de lemnul meu, care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, să mă duc să domnesc peste copaci, nici vor. Copii, știți cum se vede dacă sunteți măslini buni și dacă ați altoiți să mă audă și ăștia mai mari, fetele astea, băieții, 15, 16, 20 de ani? Dacă aveți laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, începând cu tata și mama, asta e măslin bun. Și profesorul și învățătoarea se laudă și copilul bun, ăsta e altoit. Măslin bun. Dar de cumva de la școală cheamă pe tata și pe mama că nu știu ce ați făcut, că n-ați învățat, apoi după măslin sălbatic mai trebuie să pleci și capul. Trebuie altoit. Să dea Domnul măslin bun. Amin. Să-i altoiască Domnul prin Duhul Sfânt. Amin. Să vină laude și din partea lui Dumnezeu, cum s-a laudat Dumnezeu cu Iov. Și cum scrie spre Domnul Iisus, că i-a plăcut înaintea Dumnezeu și a oamenilor și din cer s-a auzit un glas. Ăsta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, măcar tata și mama să poată spune așa. Copilul ăsta e așa de bun și de cuminte, într-o familie. Erau vreo 3-4 băieți și mama trimitea, du-te tu, cumpără pâine. Nu mă duc, mergea la joacă. Și spunea la altul care asculta, du-te tu. Și altădată îl trimitea direct pe ăsta care asculta și ăsta a zis, da,
De ce nu-i trimiți pe ei? Că-ți mai marca mine. Dar știi că nu mă ascult. Nu m-am înnecăjit. Dar tu știu că mă ascult. Așa sunt măslinii buni. A dus laudă din partea Dumnezeu șamană. Și de cum va vorbea copacii cei din lume? Să vă duc acolo să vă pun între ei, să fac, să vă spună că o să fim mis în pădure. Nu, eu sunt în grădină, nu în pădure. O să fii tu cel mai bun fotbalist, să facă ei capitan de echipă. Nu te duci să domnești peste copaci. Vino aici, aici e sfernic, aici curge un velen. Și zice un vers de poezie, căci în patria cerească mulțimea de noroade, Dumnezeu o să strămute, să sădească, să-i primească, numai pomii plin cu roade și copacii n-au roade. Brat frumos, la fructișorul nimeni n-a văzut. E mai bine lămâioară, măslin prin grădină, prin livadă, decât cineva să piară dintr-un plop înalt să cadă. Și de ce să fii bastonul lemnul care amenință? Vino azi, fii creionul, schimbă-ți viața, schimbă-ți tonul. Vino, lasă ale tale o scăciune lumești, căștoriadul de migdale, sărbătoare de rusalii, te va face să înflorești. Doamne ajută! Amin! Numai, frați și surori și copii, spun la toți deopotrivă, ce mi-a pus Domnul pe inima această seară? Și prin din Apocalipsa, capitolul 4. Ceva, fratele spunea că ar fi vrut să audă pe acolo prin cer ce este. Ioan a fost răpit în cer și a fost îngăduit să ne scrie ceva din ce a văzut și a auzit. Când a fost răpit în cer, i-a atras privirea mai întâi un tron de domnie împrejurul lui ființe cerești și ziceau, scrie în versetul 8, zi și noapte. Acolo e slujbă, nu ca la noi, că noi avem treabă, mai ne îmbosim, trebuie să ne odihnim. Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu și la tot puternic care era, care este, care vine. Și se închinau și ziceau, versetul 11, vrednic ești, Doamne, și Dumnezeu nostru să primești slava, cinstea și puterea. Și acum motivul de ce vrednic. Căci tu ai făcut toate lucrurile. Dumnezeu este slăvit în cer pentru creație. Și nu numai atât, o întreține de atâta vreme. Că și oamenii și Solomon ăsta din grădină, dar nu mai este un prunc la el. S-a prăpădit și grădina și tot. Nici din casa aceea pe durea Libanului, 45 de camere, doi bolovani nu mai sunt pe o altă. Dar la Dumnezeu scrie aici, prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Dragii mei, oare lăudăm noi pe Dumnezeu pe cât e de mare și de atot putere? Anul trecut predicam undeva în Bihor o evanghelizare în aer liber și mi-a venit dintr-o dată, așa o inspirație, erau pomii înfloriți, toate, verzise natura. Și în anul ăsta, când am florit primăvara toate și ne-am văzut și am întrebat și atunci, dragii mei, am zis, dacă în urmă cu 100 și de ani unul american pe nume Ford a fabricat o mașină scris acolo Ford. Și nimeni nu-i deranjat că scrie Ford, așa? Că de la el a pornit prototipul acela, chiar dacă s-a modernizat. Dar Dumnezeu care le-a făcut pe toate văzute și nevăzute, unde se scrie numele că El e inventatorul? Ford a murit și nu-i deranjați că spune numele, Dumnezeu trăiește. Unde se scrie numele? Să-l scriem numai pe coajul la un copac, dar ce numai copac a făcut? Să-l scriem într-o stâncă, dar ce numai stâncă a făcut? Și dintr-o dată, cum ziceam, mi-a venit lumina că Dumnezeu într-o săptămână le-a creat pe toate și în ziua șasea la urmă l-a creat pe om, i-a dat suflare și-a vrut numele Lui să fie scris pe buzele noastre, să-L lăudăm pentru toată creația. Dar nu scrie așa că a creat-o pentru noi ca să stăpânim? Ba da, ne-a dat-o la administrare, m-a zis să știți cine a creat-o, să nu uitați, să-L lăudați. Scrie în Roman, capitolul 1, spunea apostolul, citesc de la versetul 20, în adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, Dumnezeirea Lui se văd lămurit. De la facerea lumii, când te uiți cu băgar de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Vă îndemn în seara asta, diofinor ori diofi stele, să vă uitați cu băgare de seamă că Dumnezeu le-a așezat pe toate. Amin.
în jur, sunt pom și de toate, și scrie în Psalmul 148, și o ia de sus în jos și cerurile cerurilor. Apoi stele câte sunt, una mai grea ca alta, una mai mare ca alta, cât e până în capătul grădinii la Dumnezeu? Oamenii au făcut o cutiuță, zice, satelit, și i-au dat drumul să vadă ce-i pe la vecini. Și se tot duce până o țin bateriile, dar ci că n-ajunge să parcurgă nici o sfert din grădină, că de fapt nu știe care e capătul. Mare Dumnezeu! Dar e mare în cele cosmice, dar e mare în cele mici, că tot trudesc oamenii în laborator să descifreze cu ADN-ul. Am urmărit așa pe scurt odată o emisiune, ci că s-a tot descompus, vedeți, molecule, atomi, neutroni, protoni, acolo tot ce sunt în venișul acela de electron. Și când s-a descompus, ca să spun așa simplu, cum spunea și acel profesor om de știință, zice, imaginați-vă că aveți o sită cu diametru cu găurelele de 5 mm și aveți biluțe de 7 mm și le-a pus în sită și toate au picat. Mă, păi dacă e mai mare bilele decât găurile, pe unde trecut? Ei, ci că asta ar trebui și o să apară în manuale numai în câțiva ani, până se lămuresc cum să scrie și ce-i cu asta, că materia în fond nu e făcută din materie, ci din unde. Au și-o descoperit acum, dar s-o scrie în Biblie de mult, că Dumnezeu nu-și făcut toate prin nimic. A adunat un de la o altă și-o făcut materia, auzi, mare Dumnezeu. Apoi când te uiți cât e de complexă ființa umană și natura și florile și toate, eu îmi place grădina și uneori, mai mă uit așa, spun, Doamne, dar te-ai gândit să faci și case, și piese, și prușa de atâtea feluri, și apoi fluturi, și apoi de toate, apoi albine de nu știu câte ori mai multe decât oameni, ci că furnicile pe globul sunt mai grele decât oamenii luat așa. Mare Dumnezeu și scrie că le știe pe toate, auzi, că vrăbile nu cad fără voia Lui. Mărit să fie Doamne. Bine spunea fratele Dionisie Giucuc în poezia Paradisul Verde. Când te uiți spre eleganța palmierului cochet, te uimești văzând substanța, deși distanța, deși la fel substanța într-un mărunțel boschet. Cedul cu ramificații pare un viteaz și este, și stejarii sunt frații. Ce minuni și ce creații! Pulberea mirositoare din pădurile de tei te înalță în sărbătoare, iar salcând în splendoare tot parfumul rodeșiei. Albinița de țar spune câte gusturi întâlnește, dulce și amărăciune, că și mierea e o minune și tot în pădure crește. Chiar ateul cu securea și cu ferăstrăul mare, acum și cu drujba mai nou, vrea să spună că pădurea a crescut așa, aiurea, dintr-o oarbă întâmplare. Noi slăvim pe întâmplătorul, care poate, care știe că este creatorul și a creat laboratorul cu atâta măiestrie. Nu-i timp acum să vă mai povestesc, vă amintesc când ideea este în Psalmul 65, ci câmpile se acoperă cu grâu și toate strigă. Hai să strigăm și noi când vedem lanurile și toate cele, se spune, mărit să fie Domnul. Apoi când spunem Psalmul 39, Doamne, o făptură așa de minunată și ce bine, vede sufletul meu lucrul acesta, Doamne, îți mulțumim. Mare și minunat ești, Doamne, mari sunt lucrările tale. Eu zic că cei din cer văd mai bine ce-a făcut Dumnezeu decât noi, așa-i? Și așa de mare Dumnezeu încât cei din cer, cu zi cu noapte spun, când văd cât e făcut, cât e de mare și nu orgătă a răspuns. De nu știu câtă vreme și o să spunem și noi pentru veci veci. Dar noi avem un motiv mai mare să lăudăm pe Dumnezeu. Și în cer, lângă cântarea asta ce se tot cânta zi și noapte, și fost și alte strofe, Ioan, strofa aceea oprinsă când a fost de la acolo. Scrie în capitolul 5 că a apărut o cântare nouă, versetul 5 cu 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pe piețele, căci ai fost junghiată, răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și s-au unit cu toți din tot universul, cum scrie la versetul 13, și au zis, acel ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecii. Și cele patru făpturi vi ziceau, amin, și spunem și noi, slăvit să fie Domnul. De ce se ocupă cântarea asta a doua? De mântuire, de harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos, Domnul.
Apoi acum la jumătate anului bine să lăudați pe Domnul împreună cu noi, camul ăsta a fost bun și nu-i război și câmpiile au rodit și noi suntem pe picioare și suntem în adunare. Dar mai presus decât toate acestea, care sunt pentru o vreme, că și pământul cu tot ce este pe el, arde într-o zi. Dumnezeu a adus o împărăție care nu se poate clătina. Și zice în Evrei 12 să ne arătăm mulțumitor pentru așa împărăție, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, mărit să fie Domnul. Amin. Prorocul în Vechiul Testament zice Petru la 1 Epistola, capitolul 1, versetul 10, că tot le spunea Duhul că a fi ceva interesant. Au făcut din mântuirea aceasta, au prorocit din harul care vă era păstrat vouă. Și scrie Ioan în Evanghelia sa la capitolul 1, citesc versetul 16. Și noi am primit din plinătatea lui și har după har, că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Apoi, dragii mei, vă citesc și din Roman 5, pentru mântuirea asta, căci creația de care v-am spus până aici ne este dată pentru 100 de ani. Mai de mult, la Metusala a fost dată pentru 969 de ani. Și mai întreb uneori pe copii să-mi spună cine a trăit mai mult și unii care zic că știi Biblia, zic că Metusala, și eu spun că nu-i drept, că tatăl s-o trăit mai mult, că nu-i mor nici acum. E nou. Dar, dragii mei, mântuirea care ne-o dă Dumnezeu, zice în Isaia că cerul și pământul, că-ți dremțele se vor face, dar mântuirea va de noi din neam în neam în vecii vecilor. Și scrie în Roman 5, vă citesc de la versetul 15, dar cu darul fără plată nu-i ca și greșeală. Dacă prin greșeala unui singur Adam cei mulți au fost loviți cu moartea, atenție acum, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți și 17. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel un singur care este Iisus Hristos. Adică, dragii mei, pământul ăsta îl moștenim când ne tragem din Adam. O născut fii și fii după tipul, fiice după tipul său și tot așa. Dar Dumnezeu a mai adus un Adam. De la primul Adam ni se trage viața pe pământ, viața asta trecătoare. De la al doilea Adam, Hristos Domnul ni se trage toată veșnicia. E acesta un motiv să lăudăm pe Domnul. Hai, gândiți-vă și spuneți-vă drept, dumneavoastră nu mie. L-am lăudat anul ăsta de stup într-o mântuire pe Dumnezeu. Oare ne dăm noi seama ce înseamnă asta? Să fi fost condamnat la moarte. Și Dumnezeu, din condamnați care așteptau sentința să meargă cu diavolul în iazul de foc, Dumnezeu să ne facă prinți ai cerului prin Iisus Hristos. Apoi ăsta e un motiv să strigăm pe stradă. Scria revista Sămânța Adevărului, cum sunt acum occidentale, mai cu seamă că era vremea lui Obama, că s-au adunat într-un cartier din America să adune semnături, că într-o biserică se cânta prea tare și s-a deranjat în stradă. Și au ajuns să semneze un evreu. S-a uitat un evreu nu semnează orice. Și au zis, nu semnezi. Dar de ce, mă, că tu nu ești mesianic ca și ei? Au zis, dacă eu aș crede că a venit Mesia, a strigat nu numai în biserică, a strigat peste tot, dar noi încă nu credem că a venit. Apoi noi credem că a venit. De aceea lăudăm cei ce iubesc mântuirea ta să strige fără încetare, preamărit să fie Dumnezeu. În Psalmul 40 până 70. Da, mărit să fie Domnul. Scrie aici în Roman 5 cu 2. Lui datoră faptul că prin credință am intrat în această stare de har și ne bucurăm mării de Domnul. Ne-a adus iertare, grațiere, ne-a adus în biserică, slavă. Și-a plecat Domnul la cer și s-au întristat ucenicii și au zis că vă este de folos să mă duc în numele Sorfan, trimit pe Duhul Sfânt. Și de atunci Domnul în cer, și ăsta iar e un mare motiv de mulțumire, scrie în Evrei, capitolul 4, citesc versetele de la
15, că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbăciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ascultați! Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, și ăsta e tot harul, să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Am avut noi nevoie de când ne-am întors la Domnul, de Domnul Iisus? Ați mai greșit, frați și surori? A trebuit să apelăm la Domnul. O, mare și binecuvântat e Domnul, că stă acolo și mijlocește pentru noi. Și ăsta motiv de mulțumire. Ori anul ăsta o trebuie să intervină pentru noi, pentru care noi. Dar cine altul avea drept acolo să meargă să se depună o scrisoare în favoarea noastră? Și zice în Biblie, nu voi mai citesc pe toate, și dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Acolo Hristos, Domnul a semnat și în numele Lui avem biruință. Ți-a arătat într-o vedenie în dreptul soției, că era ca un reptil, așa, cum arată dinozaurul ăștia în povești. Și se apropia și când se freca așa de ea, parcă au apucat o slăbie fizică și reptil asta că scap gura și zicea, păi, eu te pot înghiți când vreau. Și-a zis Domnul prin proroc, acum ai ocazia să experimentezi valoarea numelui lui Iisus. Cheamă-L pe Iisus și numele Lui proclamă biruința, că la numele ăsta reptila nu rezistă. Pleacă! Pentru că Domnul ne-a dat harul Său și este la dreapta măririi un mare mijlocitor, sfânt nevinovat, astfel din mare perioadă trebuia 1937. Și stai că nu-i gata, vine a doua oră și atunci să vezi. Scrie în 1 Petru, capitolul 1, citesc de la versetul 13. De aceea încingeți-vă copsi de minte, adică adunați-vă gândurile, fiți foarte stabili și siguri pe ceea ce credeți. Fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Apoi când a venit prima dată, ne-a adus har, ne-a fiat, ne-a dat dreptul peste demon, de mai greșit mijlocește pentru noi, dar să nu ne batem joc de asta. Și când vine a doua oră, apoi să vezi atunci ce har ne va aduce. Știu tineri, acum poate vă gândiți că tinerețe și zorile strigătoare, când îmbătrânim, toți am fost tineri, că nu multă vreme poți să zici, eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni ca Elihu. O să zici în grabă ca David, a fost tânăr și am îmbătrânit. Dar Domnul când vine a doua oră ne întinerește pe toți și vom purta chipul slavei sale. Apoi dacă ți-o promis cineva că ți-aduce numai o mașină sau un costum de haine și n-ai avut și te bucuri, da să vină Domnul să-ți dea costumație cosmică, să străbați spațiul interplanetar și să fii ca Domnul și asta pentru vecii vecilor. Să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Apoi ce-a fi de acolo încolo, stai că încă stai. Numai un verset vă mai dau în ce privește ce mai urmează. Scrie în Efeseni, capitolul 2, versetul 7, asta e temă pentru acasă, să vă gândiți la ce se referă. Ca să arate în veacurile viitoare, cât o fi de acolo încolo, că nu se mai termină oricum, nemărginita bogăția harului Său, bunătatea Lui față de noi, Hristos Iisus, mărire Domnului. Și apoi sunt și altele, dar nu vă mai rețin, că am vrut numai așa să vă trezesc mintea, numai să vă dau idee. Ca de acum să nu mai frământați de politicieni, să nu mai îngrijorați de ce n-aveți, să vă bucurați de cât e de mare Dumnezeu nostru și că toate astea le-a făcut pentru noi. Cum spune cântarea, Dumnezeu în infinit multe stele ține, pentru cine le-a zidit? Decât pentru mine. Da, vrea să împărtășească veșnicia viitoare cu noi. Apoi și aici ne-a chemat la slujbe sfinte, zice Pavel, prin harul lui Dumnezeu, sunt ce sunt în Timotei 1, că doar înainte ce-am fost, îmi băteam joc de ei. Dragii mei, eu am ajuns la convingerea asta, dacă predic și alerg dintr-o parte în alta, să știți că eu las convins 100% pe ce vă spun. Eu nu-i fac servicii la Dumnezeu cu asta. Îmi face El mie onoare să vestesc numele Lui. Pentru mine e o cinste, nu e o laudă. Auzi, Dumnezeu mi-a dat harul să pomenesc lucrările sale. Mi-a spus cândva, am avut o întâlnire cu orchestra noastră, avem o orchestră mai mare, și mi-a spus, măi copii, voi știți în ce orchestră ați intrat?
Orchestra asta, dacă voi să scrieți, se numește Orchestra Veșniciei. Voi pentru vecii vecilor puteți să lăudați pe Dumnezeu. Au fost formații, au cântat onorul la împărat, s-au murit cu împărat cu tot și unele imperii au îngropat și suit acolo odată. Dar împăratul nostru când vine, ne primește mai departe să-l lăudăm. Apoi multe alte haruri care ni s-au dat. Numai încă ceva mă vrea la stomăr, termin pentru acasă. Să citiți în câte locuri scrie în Biblie de grija harului lui Dumnezeu. Ce-o fi asta? Și că Pavel când a plecat în călătoria misionarelor, încredințat frații în grija harului Dumnezeu. Harul ăsta lui Dumnezeu e un buget fără limit. Și de acolo, din harul ăsta, apoi curge dacă trebuie sănătate, dacă trebuie una altă, în viacul ăsta, în viacul viitor. Și când s-a întâlnit cu prezbiterii din Efes la Milet, tot așa au zis și el. Și acum vă încredințez în grija lui Dumnezeu și a cuvântului harului său care vă poate zidi și vă poate mântui. O mare Domn! Eu n-am pus să termin până la ziua, numai cât te știu, dar asta e un strop. Veșnicia viitoare Dumnezeu ne va încânta cât e de mare și de minunat. Și noi chemați la atâta slavă și îmbogățiți cu atâta onoare, pare rău să spunem lor că pierdem vremea să ne uităm și să murmurăm și asta îl deranjează enorm pe Dumnezeu că i-a scos pe evrei din cuptorul Egiptului și au zis, vă duc într-o țară care am căutat-o pentru voi, curge lapte și miere. Și că dar nu are putere Dumnezeu să ne ducă, că noi a ferit pe aia din cale și ne-or mânca. Tare s-o deranjat. Că Dumnezeu merită să fie slăvit. Amen. Mărit să fie numele. Amen. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Apoi prin câte minuni au scăpat și ne poartă de grijă. Hai, nu mai spun numai o experiență scurță, încă. Povestea un frate de Mondra. În urmă cu vreo 20 de ani, undeva în județul Suceava, de la toamnă, frate s-a oferit să încarce, cum zic bucovineni, un faiton cu de toate și ceva colecte cu bani, să ducă la sărace. Și vorbi domnul printr-o frate din Calafildeș, zice, vă duceți până unde se opresc caii. Măi, de ce caii ne conduc pe noi? Măi, nu știți că a fost vremuri în care vacile au condus mai bine ca oamenii în Tivot? Încă neinstruit. Și s-au tot dus caii rotărizat, făcut un alt. Și numai că s-o opresc caii în dreptul unei case, mai modest. Și fratele spune, uite acolo o pătră pe gardă, descărcați tot, băgați banii în vizut. Și unul spune, oi, să trezim familie, noi dăm jos în căruța noastră, vine altul și încarc în altă căruță și le duce cum și lăsăm și bani. Nu, așa faceți. Așa scrie în vizut, nu știe dacă se poate, se ne-a ce face gratis. Așa o zis Domnul. Și la întoarcere unul a fost tare expediție, am adunat, am făcut, acum ce le spune la frate, l-am lăsat în zonă de și a trecut aproape 20 de ani. Și într-o zi aici, într-o țară în Europa, un frate povestea, zice, am rămas orfan de tată 13 copii. Eram frat de armă, în Bucovina iar din dezgrel și a zis, mama, băi copii, să ne rugăm la Dumnezeu, că e cea mare lor. Și într-o dimineață am văzut-o pe mama printre lacrimi zicând, băi, Dumnezeu și-a adus aminte de noi. Și eu cu fratele meu eram mai mare și o zic, hai să mă ajutați. Și mi s-a umplut cămara și-o găsă mama și bani. Știți la cine povestea? La fratele ăla care a fost chistit. Ăsta așa, Doamne, iartă-mă, că am murmurat, a fost lucrarea ta. Dumnezeu nu uită de noi. Dar ce-i mai frumos cânta Maria și Zaharia și-a adus aminte de făgăduiții datul lui Avram să ne mântuiască. Așa că să-L lăudați pe Dumnezeu pentru tot ce v-a dat pe aici prin jur. Dar când vreți să-L lăudați cu adevărat, uitați-vă în sus. La veșnicia și la mântuirea care ne așteaptă. Și să-ți fie viața cât de lungă. Poți să-ți petrești timpul numai cu asta, să-L lauzi pe Domnul, că e foarte vrednic de laudă. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. A Lui, zice la Apocalipsa 7, să fie vreo 7 strecute acolo, dar între care și mulțumirile, să se adune și din gurile noastre. Strigă-te de bucurie din cortul cel nebriți, cum scrie în Psalmul 118. Amin.